Pretendin Capricorn. Ia să vedem Capricornul. În dragoste. Se blochează relația, acea persoană nu o mai puteți recupera. Pentru că văd unii care vă gândiți să recuperați pe cineva. Nu. Aici văd o sentință de divorț, uite, sau o hotărâre care o luați împreună. Mult venin, o să vă recuperați o libertate. O să rămâneți cumva triști unii sau sunteți triști în dragoste unele persoane din cauza blocării unei relații. O surpriză o să aveți, dar nu foarte plăcută și o să aflați un secret. Nu prea vă stă bine în dragoste la Capricorn. Nu. Uite. Pierdere, sfârșit. Sfârșit unei relații, vrăji, despărțire, trădare. Vă simțiți trădați, vă simțiți părăsiți. Nu vă este bine la Capricorn în dragoste. Nu vă găsiți persoana potrivită. Vă simțiți că nu sunteți în relația potrivită. Încercați să recuperați pe cineva. Primiți refuz, respingere. În viața intimă, la fel, este foarte rău, vă văd. Ce se întâmplă la Capricorn? Aici vă văd tot cu persoana ca dumneavoastră. O să aveți, nu știu, ori dumneavoastră aveți pe altcineva trădat sau acea persoană cu care sunteți vă trădează, are pe altcineva și văd despărțire definitivă, definitivă despărțire la Capricorn. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.